Amenajarea benderului la control prezidențial. Omicron, medicii se pregătesc către un nou val. Astăzi este marcat anul nou stil vechi. Bine v-am găsit! E ora știrilor în limba moldovenească. Noi continuăm să vă aducem la cunoștință principalele evenimente din Republică. Cum a fost această zi și prin ce se va memoriza ea, urmărim chiar acum. Planurile amenajării benderului la control prezidențial. Astăzi, la o ședință de pe lângă șeful statului, au vorbit despre planurile pentru anul curent. Au discutat detaliile unor proiecte, realizarea cărora va fi din mijloacele Fondului Investiții Capitale. Detaliat s-au referit la asemenea obiecte, cum ar fi Cheiul Nistrului și Muzeul Tragediei din Bender. Reparația cheiului râului Nistru și a parcului Octombrie din Bender. Aceasta o doresc locuitorii orașului. Există deja elaborările de proiect. Lucrările vor fi realizate pe etape. Din păcate, în ultimele decenii, infrastructura n-a fost renovată în acest parc. La moment, specialiștii efectuează o examinare tehnică, apoi vor fi expertizele. Sunt deja calculate câteva etape pentru a desfășura lucrările de reconstrucție și reparația cheiului. Terenul este destul de mare, circa 83.000 de metri pătrați. Se mai planifică și reconstrucția subsolurilor turcești, descoperite în anul trecut la intersecția străzilor Suvorov și Lenin. După reconstrucție, acest obiect va fi inclus în registrul turistic. Încă un obiect important. A fost trasată sarcina către 19 iunie 2022 de a încheia lucrările de reconstrucție și reutilare a Muzeului Tragediei din Bender. Muzeul Tragediei din Bender este foarte important pentru istorie, pentru ca ea să nu fie falsificată. Împotriva poporului pașnic a fost aplicat variat armament. În timpul agresiunii și năvălirii în orașul Bender au fost omorâți sute de oameni. De aceea, Muzeul Tragediei din Bender trebuie să împrospăteze memoria unor politicieni, să trezească conștiința și să demonstreze ce a fost într-adevăr, cum erau furate întreprinderile, magazinele, erau omorâți oameni pașnici, bătrâni, femei, copii. Vadim Krasnoselski a trasat sarcina de a organiza, în perspectivă, o versiune virtuală a expoziției renovate a Muzeului Tragediei din Bender. Așadar, Omicron e deja în Moldova. În Nistrenia, oficial, el până ce nu este înregistrat, dar avem o creștere a cazurilor de îmbolnăvire de coronavirus. Medicii se pregătesc către un nou val. Скоро первая слышит. Что у вас случилось? Капитала, статья медицинии де урженце, сунет дупе сунет. В среднем это 250-260 в сутки. În mediu sunt 250-260 de cazuri în zi. Dacă e să comparăm cu sfârșitul de decembrie, cu 15-20% mai multe decât povara medie în decembrie. Astăzi în Republica avem plus 206 cazuri. Asemenea cifre au fost câteva săptămâni în urmă. Epidemiologii spun, valul 5 e aproape. În anul trecut, în perioada analogică, aveam o povară de aproape 400 de chemări. Era o cifră mare, dar ne-am isprăvit și acum suntem gata. Sunt gata și centrele corona. Acum sunt deschise 5 spitale. Avem o rezervă. Capacitățile noastre maximale pe care le activăm pe parcursul anilor 2020-2021 constituie până la 3.000 de paturi. Dacă va fi nevoie, vom extinde și mai multe. În Moldova au confirmat deja tulpina Omicron, la noi oficial până ce nu este. În fiecare săptămână, din Nistrenia a trimit la Chișinău în laborator probele de control. Săptămânal trimitem câte 3 probe ale pacienților gravi aflați la spitalizare în instituțiile curative. Până ce cazuri de Omicron pe teritoriul Republicii noastre n-au fost înregistrate. Pentru a preîntâmpina răspândirea ulterioară a Omicronului, e necesară vaccinarea și revaccinarea populației. Mai mulți vaccinați, mai puține puncte de apogeu în graficul COVID, respectiv și o povară mai mică ce cade pe medici. Numai în așa mod, în sfârșit, vom birui pandemia. Pâinea nu se va scumpi. E vorba de tipurile la care prețul îl reglementează statul. Cele mai populare sunt pâinea slavianscă și stolovaia. Prețul la ele în 2022 nu se va schimba.
Combinatul de pâine din Tiraspol, secția fierbinte. Aici cuc pâinea slavianscaia. Totul conform standardului tehnic de stat, din făină de calitate întâia. Prețul e același, 4 ruble 95 de copeici, ca și în anul trecut. Pe piața internă este efectuată reglementarea de stat a prețurilor la pâine și articolele de panificație din făină de calitate întâia și a doua. Respectiv, în fiecare an, Ministerul Dezvoltării Economice stabilește nivelul limită al prețurilor la aceste tipuri social importante de mărfuri. Pentru anul 2022, la fel sunt stabilite prețurile care nu s-au ridicat față de cele care au fost în 2021. În zi, la combinatul de pâine din Tiraspol coc mai bine de 60 de tone de pâine, iar la sărbători, practic 100 de tone. Printre cele populare, alături de pâinea slavianscaia, este și stolovaia, de 4 ruble 45 de copeici. Prețul e același ca și anterior. La celelalte produse de panificație, prețul puțin a crescut. Учитывая, что хлеб – это не только мука. Luăm în considerație că pâinea presupune nu numai făina de producere locală, mai sunt și alte ingrediente care se importează din exterior. Pe piața mondială este o scumpire a prețului la materia primă, inclusiv la drojdie. De aceea, desigur, avem și noi o scumpire la celelalte tipuri de pâine, biscuiți, chifle. Dar, remarc, o scumpire neconsiderabilă, undeva 10-15 copeici. Ne străduim să menținem prețul minim la kilogram. Cele mai solicitate în Republică tipuri de pâine sunt la prețul anului trecut, pentru întreg anul 2022. În Republica Moldovenească-Nistreană este numit noul ministru al educației. Prezidentul Vadim Krasnoselski a semnat decretul despre numirea în funcție. Ministerul Educației va fi condus de Svetlana Ivanișină, directorul liceului teoretic din Bender. Iată ce a spus profesorul de istorie în studioul nostru despre educație și învățământ. Pentru a fi respectat, trebuie să meriți, iar pentru a merita acest lucru, trebuie foarte mult să lucrezi asupra sa. Nu trebuie să ai o politică de standarde duble. Dacă nu-mi place când cu mine vorbesc cu un ton ridicat, eu la fel nu trebuie să ridic vocea conversând cu alte persoane. Dacă eu cer o purtare culturală, un aspect destoinic, apoi singur trebuie să fac acest lucru. Svetlana Ivanișina va intra în funcțiune în calitate de ministru al educației începând cu 14 ianuarie. Păstrarea limbii, tradițiilor este scopul principal al Uniunii Moldovenilor din Dubăsari. În 2015, în baza școlii medii numărul 3, a fost deschis Centrul Culturii și Limbii Moldovenești. Astăzi, conducătorul Uniunii Moldovenilor din Dubăsari și directorul instituției date de învățământ marchează frumosul jubileu de 60 de ani. Vasile Dzengan s-a născut în Țibulău, ca raionul Dubăsari, într-o familie simplă unde erau crescuți 4 copii. Era cel mai mic. Primele studii le-a făcut în satul natal. Iubea mult să citească. Primele cărți au fost poveștile în limba moldovenească despre Făt Frumos și Ileana Cosânzeana. În general, atitudinea față de tradiții, obiceiurile moldovenești în familie erau la un loc de cinste. Aceasta, posibil, a și fost baza pentru a crea în școala în care muncește astăzi Vasile Dzengan, Centrul Culturii și Limbii Moldovenești. Centrul, da, el trebuie să poarte totuși așa un semn de dezvolta limba, dar totuși Casa Mare la moldoveni a rămas Casa Mare. Și iată puțin, dacă covorașul acesta ne amintește despre aceste lucruri și totuși este așa ca o tradiție și ca o bucurie. În incinta centrului sunt organizate diverse activități ce țin de păstrarea limbii, culturii moldovenești. Printre ele, Taina Bucatelor Naționale, Cartea Sufletului meu Mărțișor. Anume aici, Vasile Dzengan a și primit astăzi felicitările cu ocazia frumosului jubileu de 60 de ani. Voi являетесь долгое время председателем Дубасарского союза Молдова. În decurs de mulți ani sunteți președintele Uniunii Moldovenilor din Dubăsari. Datorită muncii dumneavoastră este păstrată cultura, tradițiile moldovenești. Ați realizat un șir întreg de proiecte în direcția dată și sunt încredințat că ele vor fi încă multe. Unul din proiectele realizate în comun cu colectivul este crearea în școala muzeului. Un accent deosebit aici este făcut pe istoria și cultura moldovenilor.
Debobotează, doritorii se pot scălda în apă Nistrului în locuri special amenajate, iar unde sunt cristelnițe se pot scufunda în bazinele lor. O asemenea construcție există în satul Hrustovaia din raionul Kamenka. Centrul satului Hrustovaia. Aici se înalță cristelnița Capele. Construcția ei a durat câțiva ani. În ianuarie 2014 a fost ridicată și instalată cupola și la Bobotează deja s-au scăldat în unul din bazinele cristelniței. Până atunci, pe evlavioși în aer liber erau turnate câte trei călderi de apă din izvorul de alături. Avem un monument arhitectural unical, unde fiecare creștin își poate găsi o alinare sufletească, scăldându-se aici la noi în cristelniță. Avem două părți, una pentru bărbați și alta pentru femei, unde neieșind afară, oamenii se pot schimba și se funda în apă, după care iarăși se îmbracă și pot ieși. Cristelnița Capele se află în nemijlocită apropiere de izvor. De acolo apa vine în bazinele ei. Ea este considerată lecuitoare, de aceea sunt mulți doritori de a se scălda anume aici. O pot face anul împrejur, dar mulți vin anume de Bobotează. Periodic ne stăruim și acum în ajunul, spunem, Bobotezei, o să dăm apa în jos, o să curățim, o să spălăm bazinele ca să oamenii nu fie cumva incomodați de necurățenie sau de alte lucruri. Noi ne străduim ca apa să fie și curată și dezinfectată. Apa în cristelniță va fi sfințită de la 18 spre 19 ianuarie la miez de noapte. După aceasta, doritorii se vor putea scălda. Dar e necesară o pregătire anumită, spune preotul. Este important ca în aceste zile să ne străduim după posibilitate, să ținem poate și niște post, să venim la Sfintele Biserici de a ne spovedi, de a spune păcatele noastre. Cea mai bună faptă care ar fi acum în zile, și nu numai acestea, dar îndeosebi, este ca să îndrăznim să-L primim pe Hristos prin taina Sfintei Împărtășanii. Atunci când noi ne încălzim sufletul cu rugăciunea, nu ne mai uităm la cât este de rece apă. În zilele de Bobotează, slujitorii bisericilor îi vizitează la domiciliu pe cei care din diverse motive nu pot veni la biserică. Totodată stropesc cu aghiazmă și locuințele creștinilor. Înainte, în pofida tuturor greutăților. Acesta este scopul parasportivului din Dubăsari, din Israel. Ultima cucerire a tânărului, locul 6, la campionatul din Georgia, unde a ridicat bara de 172 de kilograme. În costum, cravată și pălărie și cu un loc premiant la campionatul mondial din Georgia, la care au participat 500 de sportivi din diverse țări. Denis s-a pregătit bine către jubileul său de 30 de ani, nu numai prin aspect exterior, dar și prin rezultatele sale sportive. Ești un exemplu pentru mulți dubăsăreni. Ai obținut rezultate sportive înalte și sunt încredințat că ele vor fi încă multe. La însărcinarea prezidentului Republicii a fost procurată o sală specială pentru antrenamente. În anul curent, din contul programului Fondului Investițiilor Capitale, va fi efectuată reparația ei. Aici se vor ocupa cu sportul toți doritorii, inclusiv persoanele cu dizabilități. Denis a început a practica sportul în 2013. De fapt, a fost adus de prieteni, căci nu se putea mișca de sine stătător după o intervenție chirurgicală complicată. Spera, datorită antrenamentului, să se reabiliteze câtuși de puțin. În 2015, primul campionat și cucerirea greutății de 125 de kilograme, timp de câțiva ani, plus încă 50. Mă consider un om fericit, fiindcă trăiesc, aduc folos oamenilor. Pentru cineva sunt o motivare de a se ocupa cu sportul. Întotdeauna alături de mine este antrenorul, a doua mamă, care mă ajută, mă susține. Am planuri mari și sper că totul se va realiza. Niciodată n-am văzut lacrimi. Înțeleg cât de greu era la început. Antrenamentul durează 4 ore în fiecare zi. N-a spus vreodată că a obosit. Muncește foarte mult. În plan e participarea la campionatul la powerlifting ce va avea loc în Franța în 2024. Denis intenționează să ridice greutatea de 185 de kilograme.
Astăzi este marcat anul nou stil vechi. În noaptea de la 13 spre 14 ianuarie, cete de copii, tineri și vârstnici pornesc cu uratul pe la casele gospodarilor. În noapte spre Sfântul Vasile, în special în localitățile rurale, se umblă cu uratul. Plugușorul este una din cele mai frumoase tradiții de iarnă. Noi de la anul nou plecăm și chiar și cu hăitul la butor, că avem și naș acolo și cu mătre. Întotdeauna suntem cu hăiturile, cu colinzele, suntem în drum și suntem bucuroși că avem așa tradiții. Asta e o bucurie, noi așteptăm ca și copii. Iarna vine, sărbătorile de Crăciun, Sfântul Vasile, toți le sărbătorim ca și copiii. Cei maturi, coacolașii, se pregătesc pentru sărbători, ca să vie copilașii să curăturile și eu mă gândesc că asta e cel mai frumoasă tradiție de iarnă. Nu în zădar, iarna este unul din cele mai îndrăgite anotimpuri. Iarna e bogată în sărbători. Până în prezent, se mai păstrează bogatele tradiții transmise din bătrâni. Le cunosc și locuitorii din Podoima și Podoimița, raionul Caminca, sate în care locuiesc oameni harnici și gospodari. Aho, aho, opriți aici și pocniți vârtoți din bici, că am ajuns cu ceata noastră la gospodăria voastră. Clopoțelul nostru sună, unde merge lucrul strună, unde sunt copii cumiți și ascultă de părinți. Sărbătoarea Sfântului Vasile este cea mai preferată. Eu, ca o fetiță, stau acasă, pregătesc dulciuri și colaci pentru a mulțumi băieților pentru urăturile sale. Urătorii au cu ei un buhai, o biciuică, clopoței, urând gazdelor sănătate, bucurie și spor în toate. Foarte îmi plac obiceiurile care sunt acum la noi și eu vreau să le păstrez. Mâine la 14 ianuarie de Sfântul Vasile vor fi cinstiți toți purtătorii acestui nume, iar copilașii vor merge prin sat cu semănatul. În casele gospodarilor vor răsuna urări de bine, de belșug, sănătate și mulți ani. Mai multe despre aceste și alte noutăți aflați în ediție de seară Căb și pe rețelele noastre sociale. Cele bune în continuare și doar noutăți plăcute. La revedere!